Salutare, dragi moldoveni, din țară și din diaspora, vă salutăm! Bună seara și bine v-am găsit! Noi suntem în Italia, împreună cu vicepreședintele Pacei pentru Diaspora, doamna Valentina Geamănă, o doamnă minunată, profesoară care a muncit mulți ani în Republica Moldova ca profesoară de istorie, care a muncit peste 15 ani de zile în diaspora, în Italia, și a înfruntat toate greutățile și, cum spune dumneavoastră, a fost în papucii oamenilor care muncesc peste hotare, așa cum sunt sute de mii de compatrioți de-a noștri în diferite țări ale lumii. Continuăm turul nostru și vizita către diaspora, comunicarea directă cu diaspora și, bineînțeles, că dialogul direct reflectă și arată cele mai mari probleme cu care se confruntă oamenii noștri din diaspora. Dialogul direct cu oamenii noștri din diaspora ne arată problemele majore cu care se confruntă compatrioții noștri din diferite țări ale lumii. Ne arată durerea lor pe care o au și ne roagă să ne implicăm masiv, acordând încrederea mare Partidului Politic Pace în tot ce aici facem. O să duc la cunoștință dumneavoastră, celor de acasă și din diaspora, că pe lângă toate problemele majore pe care le-au spus cei din diaspora, pe care le-am spus în live-ul de ieri și alaltă ieri, o durere mare și o aspirație puternică a oamenilor noștri din diaspora este numărul mic de secții de votare care se deschid în diaspora. Bătaia de joc pe care o fac autoritățile, cei care controlează astăzi CECU, dar și Ministerul de Externe, care jonglează și doar fac fățarnic față că au grijă de diaspora și deschid ba 100 și ceva de secții de votare, ba mai adaug câteva după aceasta, dar concret nu fac nimic ca să acorde oamenilor noștri din diaspora dreptul să voteze. Și ne-au rugat și pe noi plenari să nu stăm într-o parte, să fim alături de ei. Pe lângă faptul că venim și comunicăm direct cu ei mai multe țări ale lumii, am fost în Germania, acum suntem în Italia, plecăm în Franța, noi, Partidul Politic Pace, am decis că mâine dimineață vom contesta la Comisia Electorală Centrală și la Curtea de Apel Chișinău decizia CECU-ului privind numărul de secții de votare care au fost insuficient deschise pentru ca compatrioții noștri din diaspora să voteze. Și vom cere nu 190, 130 sau 149. Noi vom cere 220 de secții de votare. Analiza profesioniștilor Partidului Politic Pace și dialogul direct cu oamenii noștri din diaspora ne arată că anume peste 200 de secții de votare, dar mai exact în jur de 220 de secții de votare în mai multe țări ale lumii, unde avem peste 1 milion de cetățeni care vor să participe la vot, care își doresc schimbarea în Republica Moldova și vor susține pace, marea majoritate, la alegerile parlamentare de 11 iulie, au nevoie de condiții și secții de votare. De aceea, mâine, echipa Partidului Politic Pace va merge la Curtea de Apel, la Comisia Electorală Centrală și vor depune contestația Pace cu privire la dezacordul, cu privind decizia numărul secțiilor de votare insuficiente deschise în diasporă. Facem acest lucru cu încredere. O echipă de juriști în cadrul Partidului Politic Pace, cei mai profesioniști avocați din Republica Moldova, au lucrat astăzi foarte mult la această contestare, la argumentarea plauzibilă și corectă, pe puncte. Nu fățarnic, așa cum au făcut-o cei din celelalte partide. Și mâine, noi, Partidul de Profesioniști, Forța Nouă a Partidului Politic Pace din Republica Moldova, vom contesta la Curtea de Apel decizia Comisiei Electorale Centrale și vom cere deschiderea 220 de secții de votare în toate țările lumii, unde oamenii noștri din diaspora să poată să participe. Ce pot să vă spun, stimați compatrioți? Mă uit la cei din PAS, Platforma DA, Renato Usatăi. Sunt niște fățarnici, sunt niște politicieni ipocriți care au folosit diaspora doar să-i voteze, dar când au fost în fruntea guvernului, au condus cele mai importante instituții ale statului. Amintim că blocul acum a avut conducerea guvernului și cele mai multe ministere în cadrul guvernului în anul 2019 și n-a făcut nimic decât să plângă că nu pot face nimic. Încă de atunci puteau implementa votul electronic, încă de atunci puteau modifica legile și să facă acele condiții necesare prin care diaspora noastră se poată să voteze. Atunci trebuiau să facă.
Un lucru vreau să vă spun. Eu calific doar că acești politicieni sunt ipocriți, sunt niște mincinoși. Declară la televizor una, ies 3, 4, 5, 6 în fața unor instituții, fac din drapel, dar de fapt nu depun niciun efort. Nici contestații argumentate, nici puncte de vedere foarte clare. Deci diaspora are o mare nădejde în Partidul Politic Pace, are un suport puternic prin echipa de profesioniști ai Pace și noi mâine vom contesta la Curtea de Apel Chișinău decizia cecului. Juriștii noștri vor participa în proces și vor argumenta fiecare punct de vedere. Și noi suntem acea forță politică care acum este apreciată, susținută și în care are mare încredere diaspora noastră. Am vorbit cu foarte mulți oameni deja din mai multe orașe, din Germania, din Italia, din Austria. Oamenii au mare încredere, oamenii își doresc o forță politică cu oameni care nu au mai fost niciodată în parlament sau în guvern, așa cum suntem noi, cei din Pace. O să-i dau cuvântul colegii mele, vicepreședinte pentru diaspora, doamna Valentina Geamănă, care este cea mai autentică personalitate din Republica Moldova, care poate să se numească conducător în cadrul unui partid politic veritabil, care reprezintă via diaspora. De ce? Pentru că această doamnă a muncit foarte mult în calitate de profesoară. Această doamnă a îndurat foarte multe probleme, ca și mulți compatrioți de noștri, 15 ani în Italia, muncind la negru, uitând de profesia sa de bază. Dar nu a pierdut cumpătul. Această doamnă s-a întors acasă cu proiecte și granturi de peste 2 milioane de euro. Anume așa conducător ne trebuiește la fruntea statului, la cârma instituțiilor care să reprezinte diaspora, nu fățarnicii din PAS, din platforma DASH, cei de la blocuri Renato Usată, care doar declară pe Facebook, fac diferite reportaje, dar de fapt am impresia că voi singuri vă temeți de votul diasporei. Voi doar folosiți diaspora. Noi suntem cei care vorbim direct cu ei. Nu cum voi faceți prin Skype sau prin Zoom comunicate de presă și comunicați cu diaspora. Noi venim direct la ei, comunicăm direct cu ei, le culegem problemele și o să le rezolvăm. Pentru că suntem profesioniști, pentru că suntem oameni de treabă, oameni de cuvânt. Suntem oameni care am venit în politică din popor, pentru popor, să schimbăm această clasă politică fățarnică, coruptă și care nu și are loc mai departe în Parlamentul Republicii Moldova. Stimați concetățeni, discutând programul Partidului Acasă Construim Europa cu concetățenii noștri, fiecare s-a regăsit în acest program. Și numai după ce discutăm programele și-au dat seama că guvernările precedente și cei care au fost până acum la guvernare au manipulat cu promisiuni false, cu promisiuni deșerte și nu se regăsesc nici într-un program. Doar Partidul Acasă Construim Europa vine cu un program bine determinat, bine gândit pentru a reîntoarce diaspora acasă, programat cu demnitate, prin legi și proiecte de legi bine gândite. Iată de ce avem susținerea masivă a diasporii, iată de ce aceștia au înțeles că au fost manipulați și din acest motiv noi vom continua să mergem zilnic la întâlnire cu cetățenii noștri ca fiecăruia să explicăm programul Partidului Acasă Construim Europa. Program în care se regăsesc fiecare categorie socială din Republica Moldova, inclusiv diaspora. Eu voi face tot posibilul ca fiecare cetățean imediat ce va intra în țară să se regăsească ca cetățean acestei țări cu demnitate, începând de la punctul vamal unde reîntoarcerea bunurilor în familie în Moldova vor fi gratuite la locul de muncă, loc la grădiniță, la școală, perfectarea actelor fără a sta în rând și serviciile medicale gratuite pentru jumătate de an, în așa fel ca fiecare să înțeleagă. Țara are grijă de cetățeni, iar aceștia se întorc cu dragoste acasă. Vă urăm tuturor o seară bună și vă rugăm să fiți alături de noi și în cadrul alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie. E foarte simplu de votat, suntem primii pe buletinul de vot. Numărul 1 Pace, nu numai în buletinile de vot, dar și în programele economice, sociale și internaționale pentru Republica Moldova. Ne-am oprit aici din drum, mergem într-un alt oraș. Vedeți în spatele meu ce autostradă modernă. Uitați-vă cum lucrează economia.
cum mișună mijloacele de transport de mare tonaj și celelalte care oamenii muncesc într-un stat prosper, într-un stat european, într-un stat în care fiecare om își are rostul, fiecare persoană își găsește de lucru, fiecare persoană este prețuită și este pusă valoarea umană, nu fățărnicie pe care o fac la televizor politicienii ipocriți. Dragi compatrioți, un lucru vreau să vă spun. Noi suntem clasa politică nouă, necompromisă. Noi n-am fost niciodată în politică. Noi suntem ca și voi. Noi venim cu acele programe concrete și serioase prin care vom schimba tot ce înseamnă abordarea politică față de cetățenii noștri. Cel mai important lucru, o să repet acest program politic pentru diaspora. Noi vom face revenirea diasporei acasă etapizată. Fiecare cetățean care va dori să revină acasă în Republica Moldova va putea telefona la un telefon unic unde va spune când își dorește să vină acasă, care a fost profesia pe care a avut-o Republica Moldova, dacă s-a născut alți copii în familia sa, unde dorește să lucreze după revenirea în țară și unde pot copiii ei să învețe sau grădiniță. După care instituțiile statului vor analiza, vor telefona persoana care vrea să vină din diaspora acasă și vor oferi 1. Loc de muncă, 2. Recalificarea profesiei, 3. Grădiniță, școală pentru copii în apropierea casei, 4. Sistem de sănătate asigurat gratuit pentru prima jumătate de an. Și cel mai important lucru este, astăzi, dacă vin acasă oamenii noștri din diaspora care au muncit o viață, 10, 20, 15 ani și au o mașină, o bicicletă, un cărucior pentru copii, un frigider sau un televizor, așa cum spuneau cei din Berlin cu care ne-am văzut, la vamă-i jăpoaie de bani, îi pun să plătească sute de mii de euro, care aceștia nu le fie lehamite să mai vină acasă. Ei cât să vină acasă, să fie bagiocoriți, să le fie luați toți banii și bunurile, să le fie taxaspori acasă. Susțineți Partidul Politic Pace, fiți alături de noi. Politicienii ipocriți, mincinoși, care folosesc instituțiile statului și funcțiile pe care le au, cum a folosit ca exemplu astăzi președinta țării Maia Sandu, și am făcut o comparație că ori cu ea, ori fără ea, cele ajutoare din Germania, oricum Germania aducea Republicii Moldova acel lot de echipament și tot ce a dăruit Republicii Moldova. Ea a procedat fix ca Dodon în cazul ăsta. A beneficiat de funcția pe care o are, dar doar atunci presa îl critica pe Dodon, dar ea și-a făcut imagine pe seama asta ca să facă un transfer de imagine pentru partidul pe care îl are în spate. Nu este corect. Nu trebuie să folosim duble standarde. Dacă suntem politicieni corecți, nu folosim duble standarde. Respectăm legea. Nu ne implicăm în campanie electorală și nu facem transfer de imagine. Și nu folosim instituțiile statului pentru orgoliile noastre personale. Asta este foarte important. Ce pot să vă spun? Urmează zile întregi în care o să ne vedem cu diaspora. Urmează să colectăm în continuare problemele cu care se confruntă compatrioții noștri de pe întreaga Europa. Vreau să scrieți cu încredere sau să veniți la întâlnirile noastre cu încredere, stimați compatrioți din diaspora, să spuneți problemele cu care vă confruntați și să fiți încrezători că ori ne scrieți aici pe online, ori veniți la întâlnirile cu noi și ne spuneți problemele care le aveți cu care vă confruntați și toate aceste probleme vor fi analizate minuțios de echipa de profesioniști din Pace și niciuna din ele nu va fi lăsată cu vederea. Toate acestea vor fi analizate minuțios și se vor transforma în proiecte de legi și în hotărâri de guvern. Susținem Partidul Politic Pace. Vă rog, fiți alături de noi. Noi suntem un partid cu oameni, pentru oameni. Noi am venit în politică să schimbăm politicienii, clasa politică și regulile de jos din politica moldovenească. Și eu sunt încrezător că cu susținerea dumneavoastră vom reuși să construim așa drumuri de calitate, vom reuși să construim sau să ridicăm fabrici, industrii, tot ce înseamnă dezvoltarea economiei și ridicarea țării din genunchi. Vom reuși împreună să facem ordine în țară și să construim Europa acasă. Să știți că foarte mult apreciem suportul dumneavoastră. Foarte multe mesaje am primit din foarte multe țări și ne întreabă când venim la ei, că ei sunt gata să organizeze întâlniri cu diaspora de acolo, că au mare încredere în Partidul Politic Pace și au văzut într-adevăr în sfârșit, un partid politic veritabil, puternic, care poate să ridice țara din genunchi și să facă ordine în țară. Dragi compatrioți, indiferent unde vă aflați, în Europa, în Statele Unite, în Canada, în China, în Japonia, în Australia sau în Africa, indiferent unde cu părere de rău v-a dus soarta
sărăcie din țară care au creat-o politicienii corupți, așa cum s-au dus și părinții mei acum 20 de ani, așa cum s-au dus milioane sau sute de mii de compatrioți de-a noștri. Scrieți-ne, aveți încredere în noi, comunicați cu noi și noi vom fi cei care vom proteja drepturile și libertățile dumneavoastră. Noi vom fi cei care facem și vom implementa cele mai veritabile și puternice proiecte de legi pentru oameni, pentru Republica Moldova, în așa fel ca acasă, construind Europa, copiii noștri, nepoții noștri, să se bucure, să se mândrească și în Europa sau în alte țări să meargă doar în calitate de turiști și să mândrească cu țara lor, să întoarcă de fiecare dată cu mare plăcere și cu dragoste. Vă salut cu mult respect, nu uitați, Partidul Politic Pace mâine va merge la Curtea de Apel și va contesta decizia CEC-ului, care o considerăm că este una ilegală, necorectă, care discriminează diaspora noastră și noi vom lupta foarte serios cu echipa noastră de juriști și avocați profesioniști ca în diaspora să fie deschisă 220 de secții de votare. Este important să mărim numărul secțiilor de votare, este important să acordăm dreptul fiecărui cetățean din diaspora să participe la vot. Diaspora contează, diaspora este țara, diaspora este forța motrice a poporului nostru, diaspora este Republica Moldova. Noi trebuie să avem grijă de ei, să-i susținem, că ei sunt cei care hrănesc țara. Vă salut, pe curând, o seară bună vă doresc tuturor. Ne auzim!